Și mie îmi face plăcere să vă spun câteva cuvinte din partea Asociației Generale a Inginerilor din România. Și anume mesajul Asociației Generale a Inginerilor din România, ACIR. Astăzi avem prilejul de a spune că luna octombrie 2010 marchează evenimente notabile în activitatea de standardizare din România. 2 noiembrie 1998, când s-a realizat o profundă reformă instituțională, Organismul Național de Standardizare, Institutul Român de Standardizare, devenind Asociație de Standardizare din România, ASRO. Asociație de drept privat, fără scop lucrativ, recunoscută ca organ național de standardizare și la care Asociația Generală a Inginerilor din România este membru fondator. 14 octombrie, sărbătorirea Zilei Mondiale a Standardizării, prin care se amintește că pentru prima dată în anul 1946 la Londra, delegați de 25 de țări s-au reunit pentru a decide crearea unei organizații de standardizare internaționale, având drept scop coordonarea și unificarea activităților de profil, desfășurarea celei de-a patra conferințe naționale în domeniul standardizării, care și de această dată are o temă deosebită. Accesibilitate pentru toți prin intermediul standardelor. Cum se știe, începutul de standardizări în România datează din perioada prevărgătoare celor primele război mondial, primele standarde de caracter național fiind adoptate în intervalul 1937-1938 în cadrul ACIR. Să mai memorăm. Aprilie 1929, înființarea Consiliului Normalizării Industriei Românești, februarie 48, crearea Centrului Român de Normalizare, ACIR, care a întocmit primele proiecte de standarde concepute și elaborate în mod realist și științific. 98 de proiecte de standarde apărute în 1948, în 5 numere ale proiectului de normalizare ACIR. Standardele facilitează accesul fiecăruia la produse, structuri și servicii, cuprinzând considerații referitoare la ergonomie, securitate, la metode de încercare armonizate și multe altele, axate toate pe o accesibilitate sporită. Standardele constituie de asemenea o platformă pentru diseminarea inovațiilor tehnologice, atât în statele dezvoltate cât și cele în curs de dezvoltare, facilitând o dezvoltare mai rapidă a piețelor și a schimburilor comerciale internaționale. Momentul de astăzi ne mai oferă prilejul de a sublinia că în sistemul de valori și producătorilor și consumatorilor români, în contextul procesului de globalizare a piețelor, economia viitorului trebuie să se bazeze pe o înaltă calitate. Oamenii de aleasă ținută și specialiști valoroși din cadrul Asociației de Standardizare de România au o vastă experiență în domeniu, competența și înaltul profesionalism pe care dau dovadă, asigurând aplicarea corectă a standardelor, însușirea și adaptarea conceptului european și internațional de standardizare. Sărbătorirea Zilei Mondiale a Standardizării și derularea celei de-a patra conferințe naționale în domeniul standardizării, accesibilitate pentru toți criteriile standardelor, constituie un onorat prilej ca în numele Asociației Generale a Inginerilor din România, Consiliului Director al ACIR și al meu personal să adresez cu multă stimă tuturor participanților și prestigiosului colectiv al Asociației de Standardizare din România, urări de sănătate și idei îndrăznețe de proiecte și realizări valoroase. Vă mulțumesc!